În ultima ședință a Consiliului Județean Vâlcea a fost aprobat și studiul de fezabilitate pentru modernizarea, retehnologizarea și extinderea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică, investiție complementară proiectului actual și necesară pentru îndeplinirea condițiilor impuse de directivele europene din sectorul de mediu. Noul obiectiv de investiții vizează realizarea unei soluții alternative cu ajutorul căreia să poată fi furnizată apă caldă pe perioada verii printr-un sistem de cazan apă fierbinte. Vă spuneam că avem un program și lucrurile bine gândite, strategic legat de CET. Acum vreau să vă spun că ne ținem de cuvânt și așa cum investim în prezent, îngropăm în municipiul Râmnicu Vâlcea 17 milioane de euro în rețeaua primară și secundară de energie termică într-un proiect în care este și primăria municipiului Râmnicu Vâlcea partener, ei bine, 17 milioane de euro intră în țeavă, nouță, pentru că scoatem din pământ o țeavă pe care o să o vedeți, abia se mai ținea. Asta înseamnă că pe viitor putem spera la apă caldă și căldură mai ieftine pentru populație. Ei bine, astăzi a fost o ședință extrem, extrem de importantă legată de CET și vreau să le mulțumesc consilierilor județeni pentru faptul că în unanimitate au votat masterplanul, strategia de alimentare pentru ce să vezi, noua centrală pe care o să o facem la CET Govora S.A. Este un termen de 3 ani în care ne ocupăm de această chestiune, sunt bani mulți pe care îi atragem din programul de termie disponibil la Guvernul României, sunt undeva la 568 milioane de lei. Ca să zicem și în bani vechi, 5.600 de miliarde de lei vechi, bani mulți de tot. Vom ajunge la această sumă în circa 3 ani de zile. Așadar, lucrăm pentru CET, lucrăm pentru ca municipiul Râmnicu Vâlcea și platforma industrială să nu fie puse în pericol. Așadar, Consiliul Județean Vâlcea își respectă obligațiile și angajamentele față de cetățeni și facem o centrală nouă și modernă în locul celui care este acum, CET Govora S.A. Mergem mai departe. Consiliul Județean Vâlcea are în plină execuție, în parteneriat cu Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, un proiect de reabilitare a rețelei primare și secundare de distribuție a agentului termic către râmniceni, pentru care a obținut o finanțare europeană în valoare de peste 17 milioane de euro.